Weekendul se anunță spectaculos pentru giurgiuvenii care doresc să pătrundă în lumea circului. Locul de întâlnire cu lumea artiștilor și a animalelor este Centrul Cultural Ion Vinea și asta din cauza condițiilor meteo nefavorabile care nu au permis amplasarea cupolei în oraș. Reprezentanții circului spun că nu sunt pentru prima dată la Giurgiu și că au revenit de fiecare dată datorită publicului care i-a primit cu brațele deschise. Aceștia promit spectatorilor un program diversificat și îi asigură pe iubitorii circului că au ce vedea timp de 90 de minute, atât cât durează reprezentația. Este un spectacol internațional de o oră și jumătate cu surprize pentru adulți și pentru copii, deci pentru toate vârstele. Copiii și părinții vor face cunoștință cu un mic pui de leu, Max se numește, în care dresorul va desluși tainele meserie de dresor, împreună cu acest simpatic pui de leu, după care va fi un show cu reptile, show cu pirați, cântăm, dansăm și ne distrăm la maxim. Așadar, duminică 9 februarie, circul va avea două reprezentații, una la ora 14 și alta la ora 17. Prețul unui bilet va fi de 10 lei și poate fi cumpărat de la intrarea în Centrul Cultural Ion Vinea cu puțin timp înainte de începerea spectacolului. Din păcate, pentru cei care nu vor avea timp să meargă duminică, nu mai au altă șansă să-l vadă, pentru că circul va sta în Giurgiu doar o zi.